Și un motociclist din Constanța a reușit o performanță pentru care l-ar invidia cei mai buni cascadori din lume. Tânărul a scăpat nevătămat după ce a intrat cu motocicleta într-un cap de pod și s-a rostogolit numai puțin de 50 de metri. Carena spate, stop, carena de aici, carena față, motorul a căzut undeva acolo. El a avut noroc că nu a luat stâlp. Cu siguranță a avut noroc. Eram în pat și m-am sunat, mi-a zis că a făcut accident, a ieșit o mașină în cale la berechet, la pod aici. Mi-a zis că n-are nimic. Polițiștii și martorii spun că accidentul s-a produs din alte cauze. Tânărul ar fi mers cu viteză mare. La urcarea pe pod, datorită vitezei și a neatenției, a pierdut controlul direcției și a intrat cu mașina în capul de pod, răstogolindu-se. S-a oprit abia după 50 de metri. Surprinzător, a scăpat cu câteva zgârieturi. În schimb, motocicleta sa a fost distrusă în totalitate.